Mă înțelegeți? La ora 11, pentru că 11 am considerat că este ora în care el trebuie să fie neapărat prezent în sat, adică să nu fie plecat la muncă pentru faptul că trebuie să aibă grijă de cel care îl asistă, și atunci ei vin acolo. Nu le-a prea convenit treaba asta, dar în ceea ce privește cazul despre care dumneavoastră mă întrebați, n-a venit niciodată. Deci, mai mult decât atâta, noi o dată pe lună facem cu ei ședințe, în urma ședințelor încheiem proces verbal de prezența lor, în care instruim și întrebăm de ce probleme au mai apărut între timp vis-a-vis de cei pe care îi asistă. Și familia de acolo? Familia de aici, din Viașu, că aici suntem în Viașu când vorbim în momentul ăsta, niciodată nu a venit. Deci asistenta, vreau să spun. Atunci am trimis în repetate rânduri acasă, ca să vadă despre ce e vorba. Aici sau la Bucura? Aici, că n-am știut că e plecată la Bucura. Numai că nu ieșea nimeni niciodată. Vecinii, o parte dintre ei au spus că sunt acasă. Știți cum sunt și vecinii, că nu stă nimeni să-i urmărească. Alții că sunt plecați din localitate, mă înțelegeți? Că asta află acum cu scoare. De cât timp primeau acest bani? De cât timp primeau banii? Păi ultima noastră întâlnire cu toți, cum v-am spus că o facem lunară, a fost în 24 luna trecută, în 24 mai. Și femeia a venit? Cât timp a primit bani? N-a venit. Și cât timp a primit bani? Și câți bani primea? Cum cât timp a primit bani? De cât timp primește bani? De cât timp e asistent personal la femeia asta? Păi, sincer, nu știu de cât timp este. Deci nu știu date să vă dau concret. De ce sunt servicii de asistență socială? Nu, dar e vorba de câteva luni, un an. Sincer, nu pot să vă spun, deci de adevărat era, deci nu vreau ca să mă eschivez la un răspuns. Asta este realitatea, nu știu, pentru că v-am spus, sunt 50 și ceva de asistenți personali și nu știu despre fiecare în parte ce... Dar știați că fata asta este foarte grav bolnavă? Păi normal că știam, deci tocmai asta m-a surprins pe mine, că de ce nu vine acolo, mă înțelegeți? Mai mult decât atât, am zis ca să fim un pic mai toleranți cu ea pentru faptul că îngrijea pe cineva care avea probleme chiar adevărate, mă înțelegeți? Asistentul social se ducea la ea să o monitorizeze, să vadă cum este, cum trăiește? Sociale, deci nu numai asistentul, era o comisie care mergea acolo cu secretarul primăriei, asistentul personal și încă una sau două persoane ca să poată să știți cum este, că e vorba de credibilitate, că zice, bă, poate nu a fost acolo și nu a trecut aiurea și a încheiat un mașină. Niciodată. Da. Dar nu v-ați gândit să anunțați poliția, să încercați să intrați cu... Cum să vă spun, atâtea probleme sunt în comunitate, încât eu nu că vreau să fug și să nu-mi asum responsabilitatea dacă s-a întâmplat nenorocirea asta. Mai că vedeți dumneavoastră, într-o instituție și sunt mai multe servicii, iar primarul într-o localitate e ca o mașă comunală. Adică e implicat și toată lumea consideră că le știe pe toate și până la urmă nu știe pe niciuna de adevăratele. Deci eu consider că cei care sunt implicați direct și primesc retribuție pentru ca să mă meargă în permanență și să țină legătura cu asistenții și cu cei cu probleme, sunt... Deci niciodată n-au găsit-o pe fata acasă, da? Nu, niciodată, da. Ce sumă în casă? Niciodată, vorbesc în ultimul timp, bănuiesc că ea, din 24 încoace, am luat această hotărâre, mai mult decât atât, am făcut un act adițional la contract în baza noului cod al muncii, în care le-am făcut program efectiv, adică să, deși prin natura contractului pe care ei le-au semnat, trebuie să monitorizeze în permanență pe cel asistat, mă înțelegeți? Dar acum am făcut un program special ca să-i găsim măcar în perioada aia acasă, mă înțelegeți? Mm-hmm. Și ca să îi ținem prinși să fie acasă, așa le-am făcut un program de la 8 la 12 și de la 16 parcă la 20, nu mai știu exact orele, mă înțelegeți? Prin act adițional ca să avem certitudinea că stă acasă cu cel pe care trebuie să-l asiste. Și totuși mi se pare inadmisibil să nu se știe că ei erau plecați la Bucura când primăria în jumare știa că acest foarte bine că este plătită. Da. Păi dacă primăria Bucura știut, primăria, pardon, Vânjumare, de care aparține Bucura, știut lucrul ăsta, ce să vă spun, îmi pare tare rău că nu ne-au spus și nouă, pentru că și sumețe, nu putem să intrăm abuziv peste om în curte. Dacă el nu răspundea, asta este situația, din păcate. Ce bani primea și de cât timp îi primește, dacă știți? Dar Eva, încă o dată, mi-ați spus această întrebare, nu știu perioada de când este asistent și suma e undeva la nivelul, uitați, la nivelul ăsta, toată lumea primește acea sumă. 5.200.000 și nu știu cât, 520.000. Asistentul sau persoana? Nu, asistentul, de asistent vorbim. Și persoana? Persoana nu, o pensie de la... Nu, că pe asta nu primește de la noi, asta o primește de la... La centru de angajare. Și nu știu exact ce sumă primează.